Descinderi de ICOT la primăria Buzău. Potrivit procurorilor de ICOT, mai mulți funcționari publici din cadrul Direcției Economice au constituit un grup infracțional organizat. Funcționarii sunt suspectați că nu au înscris în sistemul informatic mai multe procese verbale de contravenție, în vederea eludării plății acestora. Cetățenii care aveau probleme de rezolvat la primărie au constatat că au bătut drumul degeaba, așa că s-au revoltat pe motiv că nu au fost anunțați din timp. Gardiarul unde-i băga? E acolo. Și cea de acolo, pitit. Și proții cea de la ușă. Într-un picior să-l dă roagă, stau aici. Am venit și ne-am trezit acum. Venim de la București și am venit și tot și ne uităm. Văd că e închis. Nu te lucrează cu cum. Închis, eu știu. Nu-i bine, dar ce-ți faci? Mai rău ca animale. Acum ne-am învăit de la serviciu să venim până aici. Primarul spune că nu a fost informat de perchezițiile aflate în desfășurare la primărie, astfel că nu a putut lua din timp măsuri pentru a-i anunța pe contribuabil să nu se prezinte la ghișeele instituției. Nu am putut să luăm măsuri din timp pentru a funcționa Direcția Economică. Informația a fost doar că se controlează dosarea unor persoane juridice și fizice. Potrivit Arnews, surse din rândul anchetatorilor au menționat că acțiunea vizează identificarea și ridicarea registrelor, documentelor și înscrisurilor care redau înregistrarea sau evidențierea, urmărirea și executarea silită de amenzi, impozite și taxe locale, precum și orice alte înscrisuri cu valoare probatorie. Descinderea de la primăria Buzău a fost organizată împreună cu ofițeri de poliție judiciară, suportul tehnic și informativ fiind asigurat de Serviciul Român de Informații. Deocamdată s-a început urmărirea penală în REM pentru fraudă informatică și abuz în serviciu, dar nimeni nu a fost pus sub acuzare. Există suspiciunea că s-au introdus date false în sistemul informatic Avantax din cadrul primăriei municipiului Buzău prin efectuarea de mențiuni privind clasarea unor amenzi care nu au fost achitate, anumite debite ale unor agenți economici. Există suspiciunea că au fost mult diminuate prin inserarea unor date nereale privind caracterul lor. Nu este prima oară când primăria Buzău este în vizorul justiției. Edilul Constantin Boșcodale a fost condamnat în luna februarie la 5 ani de închisoare cu executare într-un dosar în care este acuzat că a acordat ilegal din bugetul local peste 1,6 milioane de lei către Fotbal Club Gloria Buzău. Decizia a fost dispusă de magistrații judecătoriei Brașov și nu este definitivă.